Bună, dragilor, sunt Aurora. Bine ați revenit la o nouă poveste de vineri, unde astăzi viața bate filmul. Dacă pe parcursul lecturilor noastre am descoperit că poveștile de vineri se intersectează de multe ori într-un mod destul de neașteptat și de interesant, astăzi avem o intersecție și în planul realității. Pentru că, probabil, atras de această pisică înflorată de pe tricoul meu, motanul Bozo miorlă el la ușă și încearcă insistent să intre în casă. Deci, dacă auziți miorlăituri pe fundal, nu vi se pare, este un motan care miorlă el la ușă. Revenind la povestea noastră, la tema Țara Poporul, am citit până acum din cronicari. Vă reamintesc că am citit din Grigore Ureche, am citit din Miron Costin și data trecută din Ion Neculce. Și am rămas cu povestea la momentul conflictului dintre doi domnitori români și spuneam că nu prea ne place să ne uităm la luptele pentru putere dintre domnitorii români. Aceștia fiind Constantin Brâncoveanu și Dimitrie Cantemir, pe care i-am descoperit și dintr-o altă perspectivă decât cea de domnitor martir, respectiv de mare cărturar. Astăzi mergem cu povestea pe urmele lui Dimitrie Cantemir și vă voi invita la o călătorie virtuală prin intermediul lecturii în Moldova lui Dimitrie Cantemir. Vă anunț că vom citi fragmente din descripția Moldaviei, din descrierea Moldovei, inclusiv acele celebre secțiuni în care el ne vorbește despre năravurile moldovenilor. Și pentru că suntem în vacanță, dacă aveți poftă să mergeți pe urmele lui Dimitrie Cantemir, puteți începe la Iași, la Palatul Culturii și la Biserica Trei Ierarhi, unde se află mormântul său. Un alt loc unde vă puteți întâlni cu Dimitrie Cantemir este la Istanbul. Așa că dacă vă duceți cumva în vacanță anul acesta la Istanbul, mergeți și în cartierul nostru de la povestea de vineri Fanar, Fener, unde pe lângă mult mai vizitatul sediu al Patriarhiei Ecumenice, puteți găsi și Palatul Cantemireștilor sau ceea ce a fost odinioară Palatul Cantemireștilor, unde odinioară a locuit și autorul nostru de astăzi, Dimitrie Cantemir. Și în sfârșit ajungem și la clădirea pe care o puteți vedea în spatele meu, clădirea ce aparține Bibliotecii Sainte-Geneviève de la Paris. După cum puteți observa din imagine, această fațadă a bibliotecii are o particularitate, aceea că pe ea sunt înscrise numele unor personalități ce au lăsat o amprentă importantă asupra culturii. Și printre ele se află și numele lui Dimitrie Cantemir și vă invit să-l vedeți aici. Pe a treia coloană este al treilea nume de jos, Demetrius Cantemir. Vă invit să observați și numele care deschide această coloană, numele lui Leibniz, pentru că între cei doi există o legătură. Dar până la Leibniz mai e ceva timp, așa că să o luăm un pic cu începutul. Îl cunoaștem pe Dimitrie Cantemir, drept un mare erudit, drept un mare cărturar și în sprijinul acestei idei se citează adeseori o lungă listă de titluri ce îi aparțin. Astăzi nu vreau să vorbim despre lucrările lui, ci despre educația pe care a primit-o și care i-a permis să ajungă să scrie aceste lucrări. Dacă vă aduceți aminte din lecturile de săptămânile trecute, ne-am întâlnit de vreo câteva ori cu tatăl său, cu Constantin Cantemir, și am aflat despre el că era mai degrabă soldat și că stătea cam prost la capitolul știință de carte. Cronicarul ne spune despre el că venea din neam de oameni proști, adică nu era mare boier, și că știa doar să se iscălească. Și cu toate acestea, fiul său primește o educație foarte solidă, de care se ocupă chiar el. Călinescu ne spune malițios în istoria literaturii române că la îndemnurile, în ghilimele, ale mironeștilor, Constantin Cantemir,
care este tratat de aceștia drept dobitoc, aduce din Muntenia un călugăr grec pe nume Ieremia Cacavela. Acest Ieremia Cacavela este primul profesor al lui Dimitrie Cantemir și predă acestuia filozofia greacă și latină. Și ca să ne facem o idee de calitatea acestei învățături, Dimitrie Cantemir ajunge să scrie în greacă și latină. Stăpânește foarte bine aceste limbi și că am spus filozofie și pentru că dacă vă veți interesa puțin de Dimitrie Cantemir, veți afla de la mulți autori că el a primit o învățătură bisericească. Aș vrea să pun așa un mic semn de atenționare. Ca nu cumva să înțelegeți că această învățătură bisericească înseamnă că el primește o educație strict teologică sau mai rău, așa, o educație care se reduce la rugăciuni și Doamne miluiește. Nu trebuie să ne gândim la acești călugări care se ocupau de educația prinților sau care scriau la rândul lor diverse lucrări sau care copiau cronici, cum am văzut în săptămânile trecute, ca la niște oameni care aveau o relație strictă cu biserica și cu practica bisericească. Ei erau niște oameni foarte învățați și aș vrea să vă spun un amănunt interesant despre acest Ieremia Cacavela, și anume că el este traducătorul unei lucrări din limba italiană despre Imperiul Otoman și asta îl apropie cumva de discipolul său, de Dimitrie Cantemir, care și el, la rândul său, va scrie despre Imperiul Otoman. El traduce această lucrare din limba italiană la solicitarea domnitorului muntan Constantin Brâncoveanu. Deci iată că povestea este un pic mai nuanțată. După încheierea acestor prime studii cu Ieremia Cacavela, Dimitrie Cantemir va merge la Constantinopol, unde îl va înlocui pe fratele său Antioh. Știm că cei doi au fost zălog la poartă, astfel încât Imperiul Otoman să aibă garanția supunerii cantemireștilor față de politicile sale. Știm cum au mers lucrurile de data trecută. Aici, la Constantinopol, el își desăvârșește învățătura. Se împrietenește cu diverse persoane din elita intelectuală ce se găsea la Constantinopol. Are prieteni atât din intelectualitatea turcă, cât și din cea creștină. Își consolidează inclusiv cunoștințele de limbă și Călinescul ni-l prezintă drept poliglot solid. Iar această sintagmă poliglot solid se referă la un număr considerabil de limbi pe care Cantemir le cunoștea și pe care vi le voi spune în continuare. Deci el știa greacă, slavonă, turcă, arabă, persană, latină, italiană, franceză, rusă și polonă. Mi se pare super impresionant. Despre zona politică a vieții sale, am vorbit data trecută, nu reluăm. După momentul 1711, după bătălia de la Stănilești, îl găsim în Rusia. Este principe al Rusiei, va deveni și principe al Imperiului Roman, știți, ăla nemțesc. Și aici ajungem la povestea cu Leibniz. În 1714, Cantemir devine membru al Academiei de la Berlin, înființată nu demult, la 1700, președintele acesteia fiind Leibniz. Pentru a deveni membru al acestei instituții, el scrie o lucrare din care vom citi și noi astăzi, lucrare ce se numește Descriptio Moldavie. Ea este scrisă în latină, prima traducere este, evident, în limba germană. Occidentul este foarte interesat de scrierile lui Dimitrie Cantemir, în special de cele
despre Imperiul Otoman și vom vedea că o lucrare care tot așa beneficiază de traduceri, este tradusă pentru prima dată în engleză și apoi în franceză și în alte limbi. Este cea pe care am tot menționat-o când am vorbit despre Cantemir, istoria creșterii și descreșterii Imperiului Otoman. Dimitrie Cantemir este o personalitate foarte complexă, aliniată la valorile timpului său. Și când zic asta, zic la valorile occidentale, dar în același timp ancorată foarte puternic în această realitate orientală. Este un autor la fel de complex. Cred că v-am zis data trecută că este inclusiv autorul unui tratat despre notațiile muzicale. Și iată, îl găsim ca autor de lucrări cu caracter filozofic și vorbim aici de Divanul sau Gâlceava Înțeleptului cu Lumea. Îl găsim ca autor al acestor scrieri de istorie și analiză, de care se preocupă în special Occidentul, pentru că permit în mod evident o cunoaștere din interior a Imperiului Otoman, iar Dimitrie Cantemir este un fin cunoscător și un fin analist al acestei zone, în primul rând ca trăitor la Constantinopol. Îl găsim ca autor al unor scrieri cu caracter literar și aici vorbim de istoria ieroglifică, pe care manualele o tot menționează, dar care este greu de citit în contextul în care copiii nu cunosc povestea politică din spate. Noi citim astăzi, așa cum anunțam la început, din descripția o Moldavie, descrierea Moldovei, lucrare scrisă pentru Academia din Berlin, în original în limba latină, tradusă evident în limba germană în prima dată. Prima traducere în limba română apare abia în 1806 și aparține banului Vasile Vârna. Noi citim, să zicem, dintr-o ediție târzie din 1986. Voi puteți citi orice ediție doriți, puteți citi chiar pe Wikisource. Și vă spun că versiunea de pe Wikisource conține o notă foarte interesantă a traducătorului, dar mai ales o schiță biografică semnată de Costache Negruții. Schiță biografică ce completează foarte bine și mai ales foarte frumos, fiind vorba de Costache Negruții, discuția pe care noi am avut-o data trecută și astăzi la povestea de vineri despre Dimitrie Cantemir. Lucrarea conține trei părți. Partea geografică, partea politică și o a treia parte intitulată despre cele biserice și alte învățături în Moldova. Noi vom citi astăzi din partea politică două capitole, capitolele 16 și 17, intitulate despre ceilalți locuitori ai Moldovei și, desigur, despre năravurile moldovenilor. Vom descoperi alte etnii trăitoare în Moldova la momentul în care este scrisă această lucrare, dar vom descoperi și anumite informații care nu ne vor plăcea despre originile locuitorilor Moldovei. Desigur, vă invit să savurați textul pe care probabil unii dintre voi îl cunosc, acela despre năravurile moldovenilor. Și pentru că v-am arătat această carte din biblioteca mea și că suntem la sfârșit de an școlar și la început de vacanță și aproape de momentul premierilor, ea a fost primită ca premiu de soțul meu, Mihai, în 1986, când el terminase clasa a șaptea. N-aș spune că este neapărat o lectură potrivită pentru clasa a șaptea. Cred că ar fi indicate niște cărți mai antrenante, dar dacă sunteți la liceu,
Este o lectură extraordinară, bineînțeles, dacă ați trecut de vârsta liceului și ați ratat să citiți Descrierea Moldovei a lui Dimitrie Cantemir. Este o lectură de vacanță foarte frumoasă. Acesta fiind zise, haideți să ne apucăm să citim. Capitolul al 16-lea. Despre ceilalți locuitori ai Moldovei. Nu cred să mai fie vreo altă țară de mărimea Moldovei în care să întâlnești neamuri atât de multe și atât de deosebite. Afară de moldoveni, ai căror strămoși au venit îndărât din Maramureș, mai locuiesc în Moldova și greci, albanezi, sârbi, bulgari, leși, cazaci, ruși, unguri, nemți, armeni, evrei și țiganii cei cu mulți copii. Grecii, albanezii, sârbii și bulgarii trăiesc slobozi în Moldova și parte se îndelednicesc cu neguțătoria, parte slujesc cu leafă domniei. Nemții, leșii și cazacii sunt puțini, fie oșteni, fie slujitori la curte. Dintre leși, câțiva au fost ridicați în rândul boierilor. Armenii se socotesc supuși, la fel ca și târgoveții și neguțătorii din alte cetăți și târguri ale Moldovei, și plătesc domnului aceeași dajdie. Ca și papistașii, ei au biserici tot atât de mari și la fel de împodobite, ca și bisericile drept credincioșilor, și își urmează slobos legea lor. Asemenea și evreii se socote supuși. Ei trebuie să plătească o dajdie deosebită în fiecare an, mai mare decât aceea obișnuită. Nu au altă îndelnicire decât neguțătoria și să țină hanuri. Pot să-și facă sinagogă oriunde voiesc, însă nu de piatră, ci numai de lemn. Rușii și ungurii au fost totdeauna în Moldova vecini. Țiganii sunt împrăștiați și colo în toată Moldova și nu afli boier care să nu aibă în stăpânire câteva sălașe de ale lor. De unde și când a venit acest neam în Moldova? Nu știu nici ei înșiși și nici nu se găsește nimic despre dânsii în cronicile noastre. Toți țiganii din toate ținuturile au același grai care este amestecat cu multe cuvinte grecești și pe semne și persienești. Ei nu au altă îndelednicire afară de fierărie și zlătărie. Au aceeași înfățișare și același năravuri ca și țiganii din alte țări. Însușirile lor cele mai de seamă și ceea ce îi deosebește de alții sunt trândăvia și furtișagul. Asemenea, în ea și în alte târguri trăiesc mulți turci care fac neguțătorie. Foarte interesantă povestea asta cu turcii. Ia fiți atenți! Însă nicăieri nu le este îngăduit să-și cumpere moșii sau vreo casă la sat sau la târg. Cu atât mai puțin să-și zidească moschei sau să-și facă rugăciunile la vedere, după slujba lor religioasă plină de eresuri. Poarta turcească nu a stăruit vreodată să li se îngăduie aceasta. Deie domnul să tacă pe vecie. Moldovenii adevărați sunt, în afară de boieri, ale căror stări l-am arătat mai sus, fie târgoveți, fie țărani. Târgoveți le zicem acelor ce trăiesc prin cetăți și prin târguri. Țărani a celor care locuiesc prin sate. Cei din târguri nu sunt supuși nimănui decât domniei și îi plătesc dajdiile numai acesteia. Toți sunt meșteșugari. Rare ori află un moldovean neguțător, pentru că semeția, sau mai bine zis, lenevia, le este născută din fire, încât orice neguțătorie o să o pătesc lucru de ocară, afară de neguțătoria cu roadele pe care le dobândesc de pe pământurile lor. Și eu socot că aceasta este pricina cea mai de seamă de nu se poate afla decât rare ori un târgoveț moldovean bogat și în țara noastră este necontenit lipsă de bani. Cu toate că se trimit peste hotare mai multe lucruri decât se aduc în țară. Căci neguțătorii străini, turci, evrei, armeni și greci, pe care noi avem obicei de îi numim gelepi, au apucat în mână, din pricina trândăviei alor noștri, toată neguțătoria Moldovei și duc cirezi întregi de vite, mari și mici, pe care le cumpără Moldova cu preț foarte mic, la Stambul și în alte cetăți, și le vând acolo de două sau de trei ori mai scump. Dar fiindcă celor mai înstăriți dintre aceștia nu le este îngăduit să aibă în stăpânire nici pământ, nici casă în Moldova, cei mai mulți bani se trec în afară din țară. Prea puțin din acești se mai întorc îndărât peste Dunăre și abia de sunt îndestulători ca să se poată plăti cu ei haraciul turcilor și ca să se împlinească alte cheltuieli obștești. Țăranii moldoveni adevărați nu sunt deloc.
Cei pe care îi aflăm se trag din ruși sau din ardeleni sau ungureni, cum avem noi obicei să le zicem. Căci în veacul cel dintâi, după descălăcatul Moldovei, Dragoș o împărțise toată între cei ce au venit cu el, când a găsit țara cea nouă, pustie de locuitori. Și aici avem o notă de subsol în care ni se spune că nu e adevărat. Dar fiindcă se părea că nu e cu dreptate ca un boier să muncească la alt boier, pentru că toți cei ce se trăgeau din sângele lui roman se socoteau boieri, și fiindcă neamul de prins cu armele se socotea prea bun pentru ca să fie folosit la lucrarea pământului, atunci urmașii lui Dragoș au fost nevoiți să aducă cu învoirea domnului oameni din țările învecinate, unde șerbia țăranilor era în obicei și să-i așeze pe moșiile lor. Că lucrul acesta este adevărat, o dovedește însuși numele de țăran, care în graiul moldovenesc se zice vecin, și din care se vedește că aceia pe care armele moldovenești învingătoare i-au silit să muncească pământul au fost mai întâi vecini. Să citim șerbi, ca să fie clar textul. Tocmai din această pricină, în țara de sus, cea din tâi unde s-au așezat drăgoșeștii, se află multe așezări țărănești, iar în țara de jos, unde s-au așezat mai în urmă, nu sunt alți țărani decât aceia pe care boierii din acest ținut i-au cumpărat cu bani din țara de sus și i-au adus pe moșiile lor, sau aceia pe care i-au cumpărat dintre răzeșii care și-au înstrăinat moșia lor strămoșească din pricina sărăciei și care, asemenea, au fost siliți cu strâmbătate să-și pună grumazul în jugul șerbiei. De aceea, lesne se poate vedea din ce stare este cineva când un boier îl trage la judecată ca să-i se supună șerb. Dacă pârâtul poate să arate că înaintașii săi fie au stăpânit înainte vreme vreo moșie, chiar de au pierdut-o din pricina sărăciei sau din pricina vremurilor tulburi, fie că au fost primiți în rândurile călărașilor, curtenilor și aprozilor, atunci el este socotit om slobod. Căci nimeni nu poate dobândi asemenea slujbe dacă nu e om slobod. Însă acela care nu poate face asemenea dovadă, atunci trebuie să rămână în stăpânirea boierului. Aceia care au fost aduși din țara leșească în mijlocul Moldovei și-au uitat cu scurgerea vremii limba lor și și-au însușit-o pe cea moldovenească. Iar aceia care locuiesc la hotarul Podoliei vorbesc și astăzi leșește și rusește. Fiindcă ungurii au rămas neclintiți în legea lor papistășească, și-au păstrat și limba țării lor. Dar ei înțeleg cu toții și limba moldovenească. Toți, de orice neam ar fi, sunt siliți să muncească cu sârguință pentru stăpânii lor. Nu li se hotărăște dinainte cât să lucreze, ci stă la bunul plac al stăpânului să hotărască câte zile trebuie să fie puși la muncă. Acesta nu poate să le ia cu sila banii sau dobitoacele. Oricât de mare ar fi bogăția pe care și-a agonisit-o un țăran, stăpânul său nu poate să ia nicio parte din trânsa. Dacă o ia cu sila, judecata îl osândește să o dea îndărât. Iar dacă stăpânul vrea să facă strâmbătate, atunci îl bate pe țăran până când acesta îi dă de bunăvoia lui ceea ce vrea să dobândească boierul. După lege, el nu poate omorâ pe țăran. Și dacă totuși îl omoară în vreun chip, atunci nu numai că stăpânul e osândit la moarte, dar el trebuie să slobozească și muierea și copiii ucisului. Fiindcă nimeni nu are puterea asupra vieții și morții vreunui moldovean, numai domnul are. Un boier poate, ce-i drept, să vândă un vecin moldovean, însă nu afară din satul în care acesta s-a născut. Dacă își vinde însă toată moșia cu țăran cu tot, vânzarea aceasta se socotește dreaptă și se ține în seamă. Țăranul plătește atâta dări cât de voiește domnia să-i pună. La acesta nu se hotărăște nici felul, nici sorocul de plată. Eu i-aș socoti desigur pe țăranii moldoveni, că sunt cei mai nenorociți țărani din lume, dacă belșugul pământului și secerișurile bogate nu i-ar scoate din sărăcie, aproape fără voia lor. La muncă sunt foarte leneși și trândavi, ară puțin. Seamănă puțin și totuși culeg mult. Am râs pentru că e o notă de subsol aici în care ediția comunistă ne anunță că din acest punct de vedere Cantemir se situează pe poziția marii boierimi, care considera cu dispreț că iobagii sunt săraci nu din cauza exploatării și a lăcomiei boierilor, ci aleni.
În fine, să revenim. La muncă sunt foarte leneși și trândavi. Ară puțin, seamănă puțin. Și totuși culeg mult. Nu se îngrijesc să dobândească prin muncă ceea ce ar putea să aibă, ci să mulțumesc să adune în jitnițe numai atât cât le trebuie pentru hrana lor vreme de un an, sau, cum au ei obiceiul să zică, până la plinea cea nouă. De aceea, când vine vreun an neroditor sau dând o năvălire a vrăjmașului, îi împiedică să secere, sunt în primejdie să moară de foame. Dacă țăranul are o vacă sau două, socotește că are destulă hrană pentru el și pentru copiii săi, pentru că unele vaci dau 40 sau cel mai puțin 24 de măsuri de lapte pe zi. Iar dacă vreunul are 20 de stup de albine, atunci el poate plăti lesne din venitul lor dările pentru tot anul. Fără să mai vorbim că fiecare stup roiește, dacă vremea e după pofta țăranului, în fiecare an alți 7. Și este de ajuns ca fiecare stup să dea când se taie 2 sau mai multe măsuri de miere, căci fiecare măsură se vinde cu un taler. Cei ce locuiesc în munți au oi, miere și poame din belșug. Cei de la câmpie au grâu, boi și cai. Cel mai rău e de cei care au ca vecini pe tătari. Pentru că aceștia, nu numai că îi pradă de tot ce pot să apuce, dar și să vârșesc uneori, cu chip că pornesc asupra Lehiei, când le este îngăduit să treacă prin Moldova, cele mai mari prădăciuni. Iau ostateci pe toți locuitorii de prin sate pe care îi duc cu ei și îi vând la Țarigrad, zicând că sunt ruși. Asemenea năvăliri ce-i drept, nu mai sunt de multă vreme îngăduită, fiind oprite de multe ori prin porunci date de sultan. Dar cine poate să se păzească aici de vicleșugurile tătarilor? Cei mai norociți sunt aceia pe care soarta îi duce la Țarigrad, căci acolo, ca puchehaiele domniei, pot să ia fără plată pe oricare moldovean robit, oriunde ar da de el și să-l slobozească. Ceea ce am spus mai sus despre țăranii vecini moldoveni nu se potrivește pentru locuitorii din 3 ținuturi ale Moldovei, care cei drept nu țin de boierime, dar nu sunt supuși niciunui boier și fac la un loc un fel de republică. Cel din tâi este Câmpul Lung, în ținutul Sucevei, împresurat de piscurile unor munți foarte înalți. Acest ținut are cam 15 sate, toate cu obiceiurile și judecățile lor deosebite. Uneori primesc și 2 vornici trimiși de la domnie, însă de multe ori îi gonesc afară din ținut la câmpie, când aceștia întărâtă cugetele locuitorilor și se bizuie pe întăriturile ce le-a dat lor fira. Nu se pricep la meșteșugul lucrării pământului cu sapa, fiindcă munților nu au de fel țarii. Toată munca lor este păstoritul oilor. Plătesc odajdie din fiecare an, însă nu atât cât le cere domnia, ci numai cât făgăduiesc ei domnilor. Iar această învoială înnoiesc prin trimișii lor de câte ori se așează domn nou peste Moldova. Dacă un domn vrea să se poarte mai aspru cu ei și să le pună biruri noi, ei nu stau mult la tocmeală, ci cu toții nu mai voiesc să le plătească și fug în părțile cele mai nestrăbătute ale munților. De aceea nici domnii nu au cerut de la ei mai mult decât au făgăduit ei să dea. Uneori, ațățați de câteva capete tulburi, s-au răzvrătit împotriva domnilor și au trecut sub aripa leșilor, care întâmplarea a dat prilej unor cronicari leși să spună că Moldova plătea tribut Lehiei. Dar oricine știe că Moldova, mai înainte de a cădea sub stăpânirea turcilor, avea un voiel de pace cu Lehia. După aceea însă, când Moldova a început să plătească haraci turcilor, leșii nici nu s-au gândit măcar să osilească să treacă sub ascultarea lor, cu toate că unii crai ai lor au umblat în câteva rânduri ca să o aducă la slobozenia ei de odinioară. A doua republică, dar mai mică, din Moldova este Vrancea, din ținutul Putnei, la hotarul Valahiei, înconjurat din toate părțile de munții cei mai sălbatici. Aici sunt 12 sate și 2000 de case și fiindcă se mulțumesc ca și cei din Câmpul Lung cu păstoritul, locuitorii nu au știință despre plug. Asemenea, și ei plătesc domniei în fiecare an o dajdie știută. Altminteri se țin de legile lor și nu primesc nici porunci, nici judecători de la domnie. A treia este Tigheciul, în ținutul Fălciului, un codru aflat la hotarul cu tătarii din Buceag. Este pavăza cea mai tare a Moldovei, între Prut și Basarabia. Locuitorii plătesc domniei în fiecare an o dajdie mică, toți sunt călărași sau călăreți. Înainte vreme erau o oaste de 8000 de oameni, dar acum abia mai pot aduna la nevoie 2000.
de adminteri întreg în vitejie pe toți ceilalți moldoveni, însă este și o zicală. 5 tătari din Crimea prețuiesc mai mult decât 10 tătari din Bugeac. 5 moldoveni biruie 10 tătari din Crimea, iar 5 codreni, pădureni, căci așa sunt numiți cei din Tigheci, bat 10 moldoveni. Ceva mai mult am vorbit despre ei mai sus, în partea 1 a capitolului al 5-lea. Capitolul al 17-lea. Despre năravurile moldovenilor. În vreme ce încercăm să descriem năravurile moldovenilor, lucru despre care nimeni sau numai puțin străini au o imagine adevărată, dragostea ce avem pentru patria noastră ne îndeamnă pe de o parte să lăudăm neamul din care ne-am născut și să înfățișăm pe locuitorii țării din care ne tragem, iar pe de altă parte dragostea de adevăr ne împiedică, într aceeași măsură, să lăudăm ceea ce ar fi după dreptate de osândit. Le va fi lor mai folositor dacă le vom arăta limpede în față cu sururile care îi sluțesc, decât dacă i-am înșelat cu lingușiri blajine și cu dezvinovățiri dibace, încât să creadă că în asemenea lucruri ei se conduc după dreptate, în vreme ce toată lumea mai luminată, văzându-le, le osândește. Din această pricină voim să mărturisim curat că noi, în năravurile moldovenilor, în afară de credința cea adevărată și ospeție, nu găsim prea lesne ceva ce am putea lăuda. Din toate cusururile obișnuite și pe la ceilalți oameni, au și moldovenii, dacă nu prea multe, totuși nici prea puține. Năravurile bune sunt rare la ei. Și întrucât sunt lipsiți de o adevărată creștere bună și de deprinderea năravurilor bune, va fi a nevoie să găsim un om cu năravuri mai bune decât ceilalți, dacă firea cea bună nu i-a venit într-ajutor. Trufia și semeția sunt muma și sora lor. Dacă moldoveanul are un cal de soi bun și arme mai bune, atunci el gândește că nimeni nu-l întrece și nu s-ar da înlături să se ia la harță chiar și cu Dumnezeu dacă s-ar putea. Cu toții sunt mai cu seamă cutezători, semeți și foarte puși pe gâlceavă. Cu toate acestea se liniștesc lesne și se împacă iarăși cu potrivnicul. Vorba duel încă nu le este cunoscută. Țăranii trec rare ori de la vorbe la arme, însă astupă gura semeața a potrivnicului cu ciomagul, cu bâta și cu pumnii. Asemenea fac și oștenii. Foarte rar trec de la sfadă la sabie și dacă totuși acest lucru se întâmplă vreodată, ei trebuie să-i spășească cu pedepsele cele mai strașnice. Sunt glumeți și veseli, ceea ce au un suflet le stă și pe buze. Dar așa cum uită ușor dușmăniile, tot așa nu țin multă vreme nici prietenia. De băutură nu au prea multă greață, dar nici nu-i sunt plecați peste măsură. Desfătarea lor cea mai mare este să petreacă în ospețe, uneori de la al șaselea ceas al serii până la al treilea ceas după miezul nopții, alte ori și până ce se crapă de ziua și se bea până se varsă. Atât dacă nu au obiceiul să facă petreceri în fiecare zi, ci numai la sărbători sau când e vremea rea, iarna, când gerul silește oamenii să stea pe acasă și să-și încălzească mădularele cu vin. Rachiul nu-l iubește nimeni, afară de oștean. Ceilalți beau numai un pahar mic înainte de masă. Locuitorii țării de jos, de la hotarul cu Valahia, iubesc vinul mai mult decât ceilalți. Odată s-a iscat sfadă dacă moldovenii sau valahii sunt cei mai mari bețivi. Cei ce se luaseră la sfadă au mers pe podul de la Focșani, la hotarul dintre Moldova și Valahia, unde atâta s-au sfătit amândoi cu paharele, până când valahul a căzut jos de prea mult vin ce băuse. Drept plată pentru izbunda lui, moldoveanul a fost dăruit de domnie cu boieria. Arcul îl întind foarte bine, asemenea să pricep să poarte sulița, dar totdeauna au izbândit mai mult cu spada. Numai vânătorii poartă puști și moldovenii socotesc că e un lucru de ocară să folosească această unealtă împotriva dușmanului, la care nu ajungi nici prin meșteșugul războiului și nici prin vitejie. La începutul luptei sunt întotdeauna foarte viteji, iar de-al doilea sunt mai moi. Dacă și după aceea sunt din nou împinși în dărât, atunci rar mai putează să înceapă a treia oară. Însă de la tătari au învățat să se întoarcă iar din fugă și cu acest meșteșug au smuls adesea izbunda din mâna dușmanului. Față de cei învinși, se arată când blânzi, când cruzi, după firea lor cea nestatornică.
Ei socotesc că este o datorie creștinească să ia viața unui turc sau tătar și pe acela care se arată blând cu aceștia, îl socotesc că nu este bun creștin. Ce gândesc ei despre acest lucru au arătat îndeajuns la pustirea cea din urmă a Bugeacului, când petricei cu a năvălit în Basarabia după bătălia de la Viena. Moldovenii nu cunosc măsura în nimic. Dacă le merge bine, sunt semeți. Dacă le merge rău, își pierd cumpătul. Nimic nu li se pare a nevoie la întâia aruncătură de ochi, iar dacă se ivește ceva cât de cât să le stea împotrivă, atunci se zăpăcesc și nu știu ce să facă. La urmă, când văd că străduințele lor sunt zadarnice, se căiesc pentru ceea ce au săvârșit, dar prea târziu. De aceea nu putem face nimic alta decât să punem pe seama osebitei și nemărginitei pronii că împărăția atât de mare și înfricoșată a turcilor, după ce răsturnase cu armele toată puterea romanilor în Asia și o bună parte din Europa, Ungaria, Serbia, Bulgaria și alte nenumărate împărății și pusese stăpânire cu sila pe neamul cel mai înțelept, grecii, nu a fost în stare să silească un orod atât de prost și fără de putere să îi se plece sub stăpânire. Norod care a umblat de atâtea ori să lepede jugul pe care l-a primit de bunăvoie, dar și-a păstrat întreagă și nevătămată rânduiala sa politicească și bisericească. De altminteri, moldovenii nu numai că nu sunt iubitori de învățătură, ci chiar le e urâtă aproape la toți. Chiar și numele meșteșugurilor cele frumoase și ale științelor nu le sunt cunoscute. Ei cred că oamenii învățați își pierd mintea și atunci când vor să laude învățătura cuiva, zic că a nebunit de prea multă învățătură. Despre lucrul acesta, moldovenii vorbesc fără cuvință, zicând că învățătura este treaba popilor. Pentru un om de rând este de ajuns dacă știe să citească și să scrie, să-și scrie numele, să-și tracă în condica lui un bou alb, negru și cu coarne. Caii, oile și alte dobitoace de povară, stupii și orice alte lucruri de acestea. Toate celelalte sunt netrebuincioase. Cu toate că femeile nu stau ascunse față de bărbați cu aceeași băgare de seamă ca la turci, cu toate acestea, dacă sunt cât de cât de neam bun, ies rare ori afară din casele lor. Jupunesele boierilor au cei drept o înfățișare plăcută, dar cu frumusețea stau mult în urma nevestelor oamenilor de rând. Căci aceștia au chipul mai frumos, însă sunt în cea mai mare parte desfrânate. Unele beau pe acasă mult vin, dar în adunări rareori vezi o femeie beată, căci o femeie este socotită cu atât mai vrednică de cinste, cu cât mănâncă și bea mai puțin la ospețe. De aceea rar va vedea o cineva ducând în bucătura la gură sau deschizându-și buzele atât ca să îi se poată vedea dinții. Ea își vâră în bucătura în gură, cât poate mai în taină. Ei nu socotesc nimic mai de ocară decât să se vadă părul unei femei măritate sau al unei văduve. Și se socotește fără de lege să descoperi la vedere capul unei femei. Dimpotrivă, fetele socotesc că e rușine să-și acopere capul, chiar și cu pânza cea mai subțire, căci ele socotesc că a umbla cu capul gol este semnul curăției. Altminteri, obiceiurile sunt tot atât de deosebite cât este de deosebit aerul de la un ținut la altul al țării. Locuitorii din țara de jos, de multă vreme obișnuiți să trăiască în război cu tătarii, sunt oșteni mai buni și de asemenea oameni mai mânioși decât ceilalți. Se răzvrătesc mai lesne și sunt mai nestatornici. Iar dacă nu au un dușman din afară cu care să se bată, sunt ispitiți de lenevie. Ca să stârnească o răzvrătire împotriva căpetenilor, chiar și împotriva domniei însăși. Despre slujba religioasă știu puțin lucru. Cei mai mulți dintrânșii și aproape tot norodul de rând crede că fiecărui om Dumnezeu îi hotărăște ziua morții, iar înaintea acesteia nimeni nu poate să moară sau să piară în război. Aceasta le dă o îndrăzneală așa de mare încât se năpustesc uneori nebunește asupra dușmanului. Să omoare sau să pradă un turc, un tătar sau un evreu, socotesc că nu este păcat și cu atât mai puțin fără de lege. Cei ce locuiesc mai aproape de tătari pradă și omoară cu vrednicie și atunci când năvălesc în țara tătarilor, ei zic că n-au prădat, ci că și-au luat înapoi numai ce era a lor, fiindcă tătarii nu ar avea în stăpânire astăzi nimic afară de ceea ce au răpit cu sila de la strămoșilor. Prea curvia este rară la ei, însă tinerii socotesc nu numai că nu este rușine, ci că este de laudă să prea curvească în taină până se însoară, ca și când n-ar fi ținut să asculte de vreo lege.
De aceea la ei se aude adesea vorbindu-se în chipul acesta. Fătul meu iubit, ferește-te de furtișac și de ucidere, pentru că eu nu te voi putea scăpa de la spânzurătoare, dar pentru împreunare neîngăduită nu ai atât teme de vreo primejdie de moarte, câtă vreme vei plăti banii la șugubinat. Așa se cheamă acela care aduce la femei desfrânate. Chipul cu care primesc oaspeții străini și drumeții e vrednic de cea mai mare laudă, căci deși foarte săraci din pricina învecinării cu tătarii, totuși nu dau înapoi niciodată să dea mâncare și găzduire unui oaspe și l-a adăpostesc fără plată timp de 3 zile împreună cu calul său. Pe străini îl primesc cu fața voioasă, ca și când le-ar fi frate sau altă rudenie. Unii așteaptă cu masa de prânz până la al 9-lea ceas din zi și, ca să nu mănânce singuri, își trimit slujile pe ulițe și le poruncesc să poftească la masă drumeții pe care îi întâlnesc. Numai vasluienii n-au faima aceasta. Aceștia nu numai că închid casa și cămara în fața oaspetului lor, ci se ascund când văd pe cineva venind, se îmbracă în haine strânțăroase. Vin apoi în chip de calici și cer ei înșiși pomane de la străini. Numai că Antemir nu făcuse poante cu vasloieni. Locuitorii din țara de sus se pricep mai puțin la ale războiului și nici nu sunt prea deprinși cu armele. Mai degrabă își mănâncă pâinea în sudoarea frunții și în liniște. Sunt înverșunați până la RS în credința lor, de aceea se găsesc peste 60 de biserici din piatră numai în ținutul Sucevei, peste 200 de mănăstiri mari clădite din piatră în toată țara de sus, iar munții sunt plini de călugări și pusnici care își jertfesc acolo în liniște lui Dumnezeu viața smerită și singuratică. Furtișaguri nu se săvârșesc decât puțină sau deloc la ei. Totdeauna s-au arătat cu credință către Domn, iar dacă s-au iscat și unele tulburări printre ei, acestea au fost târnite numai de boieri din țara de jos. Asemenea, și înainte de însurătoare păzesc curăția și au năravuri bune. Lucru prea rar în țara de jos. Întrebile țării sunt mai vrednici decât ceilalți. Trebile casei le fac cel mai bine. Poruncile primite le împlinesc cu cea mai mare râvnă, iar oaspeții primesc mult mai bine decât locuitorii din țara de jos. Jocurile sunt la moldoveni cu totul altfel decât la celelalte neamuri. Ei nu joacă 2 sau 4 inși la oaltă, ca la franțuși și leși, ci mai mulți roată sau într-un șir lung. Altminteri, ei nu joacă prea lesne decât la nunți. Când se prind unul pe altul de mână și joacă roată, mergând de la dreapta spre stânga cu aceiași pași potriviți, atunci zic că joacă hora. Când stau însă într-un șir lung și se țin de mâini, așa fel că fruntea și coada șirului rămân slobode, și merg împrejur făcând felurite întorsături, atunci se numește, cu un cuvânt luat de la leș, danț. La nunți, înainte de cununie, au obicei să joace în ogrăzi și pe uliță în 2 șiruri, unul de bărbați, iar celălalt de femei. La amândouă se alege o căpetenie, un om bătrân și cinstit de toți, care poartă în mână un toiac poleit cu aur sau unul pestriț, legat la capăt cu o năframă cusută frumos. La pasul cel din tâi, una dintre căpetenii trage pe ceilalți, care trebuie să vină după ea, de la dreapta spre stânga, cealaltă îi trage de la stânga spre dreapta, astfel încât ajung să stea față în față. După aceea se întorc spate la spate, apoi se învârtesc fiecare șir în șerpuiri arcuite și, ca să nu se încurce, se mișcă așa de încet, încât maică nu se poate vedea că șirurile se mișcă. În amândouă șirurile, fiecare și ia locul după rangul lui. Jupunesele și jupunițele boierilor au locul după starea bărbaților și părinților lor. Totuși, căpetenia are totdeauna locul cel din tâi, locul al doilea îl ia nunul, iar pe al treilea, mirele. Același locuri le iau în șirul femeilor, nuna și mirasa, chiar dacă acestea sunt dintr-o stare mai jos decât celelalte. Până la urmă însă, cele două rânduri se amestecă și joacă roată, în așa chip că fiecare bărbat însurat ține de mâna dreaptă pe nevasta lui, iar holtei țin fiecare de mână câte o fată de seama lor și se învârtesc împrejur. Uneori, hora se învârtește între colțuri, în 4 colțuri sau în forma unui ou, după voia și iscusința căpeteniei. Afară de aceste feluri de jocuri care se joacă pe la sărbători, mai sunt încă alte câteva, aproape un RS, care trebuie alcătuite din numerele fără soț, 7, 9 și 11. Jucătorii se numesc călușari. Se adună o dată pe an și se îmbracă în straie femeiești.
În cap își pun cunună împletită din pelin și împodobită cu flori. Vorbesc ca femeile și ca să nu se cunoască, își acoperă obrazul cu pânza albă. Toți au în mână câte o sabie fără teacă, cu care ar tăia îndată pe oricine ar puteza să le dezvălească obrazul. Puterea aceasta l-a dat-o o datină veche, așa că nici nu pot să fie trași la judecată când omoară pe cineva în acest chip. Căpetenia cetei se numește Stariț, al doilea primicer, care are datoria să întrebe ce fel de joc poftește Starițul, iar pe urmă îl spune el în taină jucătorilor, ca nu cumva norodul să audă numele jocului mai înainte de a-l vedea cu ochii, căci ei au peste 100 de jocuri felurite și câteva așa de meșteșugite, încât cei ce joacă parcă nici nu ating pământul și parcă zboară în văzduh. În felul acesta petrec în jocuri necontenite cele 10 zile între înălțarea acela lui Hristos și sărbătoarea Rusalilor și străbat toate târgurile și satele, jucând și sărind. În toată vremea aceasta, ei nu dorm altundeva decât sub acoperișul bisericii și zic că dacă ar dormi în alt loc, i-ar căzni de îndată strigoaicele. Dacă o ceată de acesta de călușari întâlnește în drum alta, atunci trebuie să se lupte între ele. Ceata biruită se dă în lături din fața celeilalte și după ce fac învoiel de pace, ceata biruită este supusă celeilalte vreme de 9 ani. Dacă vreunul este omorât într-o astfel de încăierare, nu se îngăduie judecată și nici judecătorul nu întreabă cine a săvârșit fapta. Cine a fost primit într-o asemenea ceată, trebuie să vină de fiecare dată vreme de 9 ani în aceeași ceată. Dacă lipsește, ceilalți zic că îl căznesc duhurele și strigoaicele. Norodul les necrezător pune pe seama călușarilor puterea de a izgoni boli îndelungate. Vindecarea o fac în acest chip. Bolnavul îl culcă la pământ, iar călușarii încep să sară și la un loc știut al cântecului îl calcă, unul după altul, pe cel lungit la pământ, începând de la cap și până la călcâie. Pe urmă îi mormăie la urechi câteva vorbe alcătuite într-adins și poruncesc boalei să slăbească. După ce au făcut aceasta de 3 ori în 3 zile, lucrul nădăjduit se dobândește de obicei și cele mai grele boli, care s-au împotrivit lungă vreme meșteșugului doftoricesc, se vindecă în acest chip cu puțină ostenală. Atâta putere are credința până și în farmece. Mie mi-a plăcut mult lectura de astăzi, sper că v-a plăcut și vouă și dacă sunteți fani ai vikingilor, uite mă, avem și noi vikingii noștri, moldovenii, care nu se temeau să se ducă la luptă pentru că n-aveau cum să moară dacă nu le venise ceasul. Acesta fiind zise, vacanță frumoasă în continuare și ne vedem data viitoare cu o poveste nouă despre noi românii și despre modul în care noi ne vedem pe noi înșine. Pa, pa! Pe data viitoare!